20 de ani de la lansarea primului curs de calificare la Fundația Română-Germană din Timișoara au fost sărbătoriți în sala de conferințe a casei Adam Müller Guttenbrunn. Conducătorul fundației, domnul Nicolae Cernei, a ținut un discurs atât în limba germană cât și în limba română, în care a vorbit despre rezultatele fundației dobândite în cei 21 de ani de activitate. La final, acesta a precizat că principalul scop al conferinței este în primul rând de a mulțumi tuturor celor care au ajutat la buna funcționare a fundației. 20 de ani de calificare profesională. Sunteți mulțumit de rezultate pe care le-a obținut Fundația Română-Germană în prezent? 20 Jahre der Ausbildung, sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen, die die Deutsch-Rumänische Stiftung erreicht hat? Absolut. Mir hat die Deutsch-Rumänische Stiftung von Anfang an meiner Zeit hier, also seit knapp 4 Jahren, sehr, sehr imponiert. Die Fundation Germana s-a impus de 4 ani de când sunt eu aici. Und ich habe Ihre Tätigkeit eigentlich während der ganzen Zeit gerne begleitet, bin regelmäßig dort gewesen, habe mich vom Fortgang Ihrer Aktivitäten überzeugt und auch bei den Mitgliederversammlungen, bei den Sitzungen des Direktorenrats war ich eigentlich immer dabei. Also ich kann mit voller Überzeugung sagen, das ist eine ganz großartige Initiative, die sich über 20 Jahre sehr, sehr bewährt hat. Ich muss sagen, es war eine Initiative deosebită, care s-a valorificat în cei 20 de ani, iar eu pot să spun acest lucru pentru că am participat în permanență la activitățile desfășurate de fundație. Und es gibt ja nichts Wichtigeres als das Motto der Stiftung, investieren in Menschen. Și nu e nimic mai important decât motoul să investești în oameni. Ați dori pe viitor să ca performanțele fundației să continue la fel cum au decurs până în prezent? Wünschen Sie, dass in Zukunft die Ergebnisse der Stiftung auch so weitergehen? Ich wünsche das natürlich und ich bin absolut überzeugt davon. Ich habe keinen Zweifel, dass es so sein wird, dass es weiter so professionell vorangehen wird wie bisher, auch wenn die Zeiten natürlich jeweils ihre Besonderheiten mit sich bringen. Krisenzeiten durchleben wir gerade, aber ich bin da ganz sicher, dass das hochprofessionelle Management der Stiftung auch durch die Krise hindurch steuern wird. Deci îmi doresc acest lucru și am convingerea că se va întâmpla, dar desigur suntem în alte condiții, sunt și perioade de crize, dar am convingerea că lucrurile vor merge bine înainte. Sunteți mulțumit de ceea ce ați reușit să faceți până în prezent la Fundația Română-Germană din Timișoara? Păi eu personal să mulțumesc. Sper că și partenerii și colegii mei să mulțumesc de ce am făcut. Credeți că puteți să continuați cu aceeași forță mai departe, să duceți mai departe aceste proiecte ale fundației? Din punctul meu de vedere, eu cred și sunt o persoană optimistă. Dar noi trăim într-o lume mereu schimbătoare și sperăm că cauze obiective nu ne vor împiedica să ne punem în practică ceea ce ne dorim. La finalul conferinței, toate persoanele invitate au degustat bunătățile pregătite în cinstea împlinirii a două decenii de la primul curs. Cu un pahar de șampanie în mână, așezați în fața tortului inscripționat cu logo-ul fundației, cine a dorit a putut face poze cu toți invitații de seamă.